Salutare, prieteni! Astăzi vom mișca The Forest. Este al doilea joc din quest-ul pentru survival game pe care îl avem. Și să vedem care dintre acestea va câștiga. Acum începe The Forest. Mai devreme am avut The Long Dark. The following is a development alpha build. În The Forest am mai intrat, în schimb. Adică am mai mișcat puțin The Forest, dar nu pot zic că m-am surcat foarte bine. Doar că data asta am de gând să-mi bat capul pentru că e pentru canal. Înainte era single player, îl văzusem la Pewds și am zis să-l încerc și eu. Deci vedem acum. Forța fie cu mine. Loading 28 30. Creating game instance. A nebunit, adică nebunit mai. Sunt foarte multe jocuri aportate de survival acum, adică ai din ce să alegi. Puteai să fie ales și ceva cu Zombie Apocalypse, doar că cred că e deja overused. Toată lumea face Zombie Apocalypse. Singurul joc de genul care îmi place este Rust, doar că nu am bani să-l cumpăr încă. Dar este singurul joc care chiar îmi place, având în vedere că e multiplayer și nu-i chiar zombie-a. Come on! Come in! Ok, suntem în avion. Copile! Copilul meu are cancer, nu prea are păr în cap. Ma, ce nori, bă, zici că e nebunia lui Salam asta cu norii. Și la ce film te uitai, femeie nebună? Necklace? Colierul. Nu! Nu! Copile, ține-te, nu! Da, și pot să aveau centura pusă, cred. Cred că aveau centura pusă, de-aia nu s-a spus nimic. Ideea e că nu cred că ar fi supraviețuit nimeni acestui. Nu! Nu-mi lua copilul, domnule! Ești urât ca dracu, nu? Ce vrei, copilul meu, o să-l mănânci? Sau o să-l violezi, una din două? Hei, acolo e un ex care levitează. Lol, am mâinile pline de sânge. Ei, pot să iau axul ăsta? Ia axul, așa l-am luat. Dramatii, vreau să mai umblu pe aici. E, niște pastile. Mâncare. Ei, mâncare e bine, mâncare mi-a pus stomacul. Pot să iau cărțile? Vreau să le citea. SKS Samsung. Aș căuta cartea pe net să văd care e treaba cu ea, dar probabil că nu există. Sau dacă e. Soda, am luat soda. Niște mâncare. E bine să-mi umplu stomacul de aici, pentru că după nu știu cât dracu o să găsi eu de mâncare. Buz. Niște pastile și un iPhone care era pus acolo, un iPhone. Că seamănă cu un Samsung, de fapt. Cred că e un Samsung Galaxy S3 Mini. Sper să nu mă înșel. Mi-am umplut stomacul, asta e bine. Adică nu trebuie să-mi bat capul să găsesc de mâncare. Ui! Ups, m-am blocat în textură. Lol. Ce salt am făcut, ești nebun? Deschidem niște bagaje. Mamă, cât vreau să iau. Știu o chestie care pot să fac, știu ceva ce pot să fac. Ei, de ce nu arată cum mă port? Probabil mai am nevoie. Bup. Ce găsim acolo? Clot. Cu clot, cred că Manglo, singura chestie care mi-a venit în cap acum cu clotul a fost că pot să fac molotov cu el. Ah, ce frumos. Lol. Și acolo e apă. Ei, uite, văd niște. De aici am un view bun, unde pot să-mi aleg locul. Și mai știu ce fix acolo, la plajă. Să-mi aleg locul. Dar lângă avion nu cred că e niciodată bine să-mi aleg locul. Să omor încă o din asta. E! Puf! Mai. Aha, acum mi se dea armura pe mine. Lol, lol, report. Ultima, asta e ultima modă. Ultima modă în materie de modă. Ultimul trend în materie de modă. Hei, ce e acolo? Ce e asta? Ei, un băț? Nu pot să iau. E frumos jocul. L-am așteptat mult timp, adică l-am așteptat. Am vrut să iasă, deci. Lol, aici stă în apă, intru în apă aici. Lol, ce e cu apa asta? Cred că e un bug ăsta. I mean, cred că când au generat harta au greșit și
Aici mi-am dat seama că ar trebui să fie apă, doar că nu știu de ce e... Sau e un râu și poate chiar așa e. Nu știu, oricum e amuzant. V-am spus, trebuie să găsesc locul unde să-mi pun baza, însă nu știu unde dracu o să fie aia. Acel loc. Dar cred că o să alegem un scurt timp, dar aș vrea undeva lângă apă. Dar nu apa asta, că apa asta n-are pești în ea. Adică aș vrea undeva lângă mare, pentru că așa consider eu că e cel mai ok. Adică în orice joc, și Minecraft, dacă am jucat Survival, m-am pus lângă țărm acolo, sau pe munte. Dar la Minecraft era amuzant să fie undeva sus. Au obosit asta. Hai, încarcă-ți puțin bateriile. Am făcut 247 de pași. Ești nebun? Sper să nu mă întâlnesc cu vreun canibal retardat pe aici. Nu ar fi fain. Nu suport canibalii, idioți. Ok? Nu-i suport din Outlast. E vina al jocului Outlast. De-aia nu suport canibalii. Niciodată. Văd câți pași am făcut. 305-306. Slăbim, slăbim. Lol. Lol, ce frumoasă e zona asta. Da, păcat că cresc copaci în apă. Da, ăsta e un bug, cel mai probabil. Adică au dat spawn la apă peste... Asta și nu m-ar mira să fie animăluțe care nici una pe jos. Nu m-ar mira deloc să văd un iepuraș sau ceva. Oricum, e super șmeche jocul, deci... Preferatele mele ar fi, adică dacă ar fi fost să aleg seria fără să vă întreb pe voi, aș fi făcut ori The Forest, ori, cred că This War of Mine, doar că aș fi începe din nou, adică dacă o să fac This War of Mine, o să încep din nou. Pentru că am pierdut salvările și am pierdut și filmările. Că mai filmasem două episoade la el, dar le-am pierdut. S-a întâmplat ceva la calculator și le-am pierdut. Așa că, da. Bine. Fac că am evitat rechinul. Haha, rechinule, n-o să mă prinzi. La câtă experiență am eu să scap de porcul din Outlast și de canibal, rechinii ăștia sunt o glumă pentru mine. Nu? Nu? Fac prea mulți rechini. Înotăm, înotăm, vara, lol, oare poți urc? Spune-i poți urc, te rog, da, am poți urc. Așa, și... Aici pare locul perfect, aici la umbră, e perfect aici. Care era butonul? Nu, nu, așa, B, ăsta era. Vreau să-mi fac un shelter și o să fac un log cabin, cred că da. O small cabin. Shelter. Lol, pot să-mi fac casă în copac. Lol, 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 lol. Asta e șmecher. Dar... S-o să fac casă în copac, repede. Sunt curios cât mi-ar lua. Să vedem dacă pot să pun pe copaci. Dar copacii ăștia cred că sunt cam mici, nu cred că pot să pun pe ei. Dacă aș găsi un copac din la mai puternic... Copac din la alpin, cum zice și aici, de fapt. Nu, nu tu. Ei, am găsit o vrăbiuță. Ah, ei, unde, unde, unde? Da, cred că am găsit aici, o să pun. Da, acolo va fi casa mea, deci trebuie să găsesc logs. Dun. O să supraviețuim. Cazi copac idiot. O. Hai frate, cazi în pula mea. Sper să dai multe lags, pentru că m-am chinuit să te tai. M-am văzut cum se sparge deodată. Mi-a dat doar 2, serios. Ok, 2 lags. Facem casă în copac, parcă am fi copii retardați. Oare și... Hei, uite-l pe domnul șopârlă. Hai mă, taie-te. Gata, l-am tăiat în sfârșit.
Hai copac idiot, guys. Mamă, cât a copacul ăsta. Log E. Și încă unul aici. E. Sper că n-au căzut și mai jos. Ba, mi-au căzut mulți bușteni pe jos. Deci mai mult să-i adun. Încă unul. Ok. Ok, bușteni. Mai e vreun bușteni pe lângă asta? Am și niște bețe. Așa. Alt buștean nu cred că mai am. Ok. Să tai și copacii mai mici. Ăștia-s bun mai bun la bețe decât la alte chestii. Să tai copacul ăsta. Încă unul. Haide! Am tăiat copacul în sfârșit. Ok. Sunt curios dacă o să pot să fac foc în casă. De drog. Și acum cum dracu mă urc în casă? Pe funie? Cum de pula mea mă urc în casă? Nu spune că am făcut o casă degeaba. Cum dracu mor pe funia aia? Lol, am un walkie-talkie. Cum dracu să urc pe funie? Aha! Nu! Urcă-te, nu cobor prin textură. Vedem căsuța noastră din copac. Lol! Este foarte amuzantă dacă aș putea să văd ceva în ea. A, nu, e perfectă. Și pot să dau save aici, pot să și dorm aici. Doar pot să fac un foc aici mai sus? Vedem, V, nu B. Nu shelter. Foc. Shelter, storage, fire. Ok, are A. E. Okay. Cred că l-am pus în altă, cred că l-am pus jos. Am dat focul meu jos, dar asta nu e o problemă, fă, cam, aha, crenguțe, uite, am crenguțe. Și pot să-mi fac focul, dacă l-aș găsi din nou. Dar acum prind-l. Și mi-am făcut și focul, am și o casă, am și o pânză de băiangăn. Aveam mulți bușteni pe aici pe care nu-i văzusem. Am o piatră, e, Teodoroc. Așa, B, nu, inventory am nevoie acum. Cook. Cook. Nu, am luat foc să mă apicele. Fac. Cum dracu scap de foc? Sau mor de foame acum? Nu, nu cred că mor de foame încă. Ok, am mâncat, nu mai am foame. Se pare că și opârlele sunt extrem de gustoase, de nu mai e foame așa de repede. Dar o să iau și pasta, oare pot să o iau doar de aici și să nu trebuiască. Lol, focul ăsta e ciudat. Îmi place căsuța mea, copac. Îmi place această locație pe care am găsit-o. A început să plouă, așa că voi mânca. Mă voi urca sus. În minunatul meu castel. Nu, pe aici, pe aici. Sunt curios de ce nu pot să construiesc un foc în casă. Bă, dar probabil că pot, dacă mă chinui puțin fire. Standing fire oare pot să fac în casă? Nu, nu pot, toate se pun jos. Ok, nu știu. Vom dormi noaptea asta. Și ne vom trezi. Ne-am trezit. Când e lumina afară, măcar? Nu. E încă noapte. Nu pot să mai dorm puțin în pula mea.
Cred că eram atacat jos de cineva. Dormi în pula mea. Cheia acest episod aici. Dacă vă place The Forest, votați pe stropul și îl voi continua. Spre subie de The Long Dark, voi continua această salvare la The Forest, la The Long Dark vom juca la Story Mode. Oricum, până la viitoare, la revedere, prieteni, și nu uitați să vă abonați la canal, să dați un like și un share. La revedere!